Nu știu dacă ați auzit de acest nume până astăzi, eu n-auzisem. Lavinia Nicoleta Coțofană. Doamna este judecător la judecătoria Arad și candidează pentru o funcție în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu, până aici nu avem o știre. Dar să ne apropiem puțin de doamna Coțofană, să o vedem așa mai de aproape. Să rămână, doamnă, ce mai faceți? Ia uite, mai de aproape, doamnei Coțofană îi se văd niște cifre din declarația de avere. Mai exact, bijuterii în valoare de 250.000 de euro. Bijuterii, da, nu magazin de bijuterii. Ceasuri, Rolex, inele cu diamante, cercei, domne, lanțuri nici nu mai zic. Probabil că are o debara întreagă. Le întinde pe terasă și pune rufele la uscat pe ele. La 250.000 de euro, cred că are vreo 2 km de lanțuri. Ah, și mai are și un Lexus de 130.000 de euro, nu de cai. Chiar, doamna Coțofană, sper că mașina are și ea niște lanțuri de iarnă din aur, nu? În privința veniturilor, judecătoarea declară 40.000 de lei anual, în vreme ce venitul soțului, avocat, nu este cunoscut pentru că nu e închis bilanțul contabil. Așadar, doamna Coțofană câștigă puțin peste 3.000 de lei, de lei, lunar. Înainte de a fi judecător, a fost ofițer SRI. Opa, să trăiți, să rămână. De ce n-ați zis, bă, că doamna e de la unitate? Acolo, la SRI, nu putea avea cu mult mai mult. Deci eu tot cam așa iau. Dar știți ce? Mai bine să ne spună dânsa cum a făcut banii. Averea mea e dobândită legal. Femeile frumoase și inteligente primesc și cadouri. Mi-au făcut cadouri bărbații, apoi soțul meu. Așa, doamnă, puneți-ne bine cu nevestele. Numai puțin, mă scuzați. Alo? Da, mamă, să rămânați la emisiune. Îți iau, n-am zis că ți iau de ziua ta bijuterie aia. Da, cât costă? Cât? Mamă, la televiziune n-am spart banca aia. Cum plănuiam noi acum 20 de ani, când ne-am luat și n-aveam nici după ce să bem apă. Da, mamă, da. Iau pâine când vin acasă, să rămână. Haideți, doamna Coțofană, deci toate femeile care n-au o roabă de bijuterii primite cadou, fie sunt urâte, fie sunt proaste, sau ce vreți să ne spuneți? Mm-hmm. Frumoasă și deșteaptă, ziceați, nu? Mă rog, acum, pentru că le-ați jignit pe toate femeile din România care n-au bijuterii de 250.000 de euro, aș spune că dumneavoastră ați avut mare noroc să întâlniți niște bărbați cu gusturi speciale. Chiar așa, mă uitam la pozele cu doamna Coțofană, la felul în care vorbește și tot restul. Probabil că va fi prima pițipoancă din CSM, primul membru CSM care va bea șampanie cu artificii prin bambu. Parcă văd titlurile din tabloide. Coțofană, ce-ți mai place să judeci oameni? Hai că o să fie distractiv. După cum foarte distractiv e că bărbatul dânsei, Coțofană masculul cum ar veni, este un avocat condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. 100 și ceva de mii de euro pe care domnul Coțofană i-a uitat pe undeva. Lăsați, domne, că vinde soția un lănțic, se rezolvă, păi da.